Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bună ziua, stimați invitați! Bună ziua și bine ați venit la bibliotecă! Vreau să vă spun că este un eveniment care pe mine personal mă bucură foarte mult și îmi umple inima de mândrie și de bucurie, nu doar în calitatea mea de director al acestei biblioteci, cât și în calitate de mamă și de membru a comunității, să văd că avem tineri atât de talentați, tineri excepționali și mă bucur în primul rând că ne-ați ales pe noi să fim gazdele acestui eveniment. Îți mulțumim frumos, Eleanor, așa am înțeles eu că te numește familia, pentru faptul că ai ales ca acest roman al tău, al 12-lea ceas, să-l lansezi la bibliotecă. Mă bucur în primul rând să văd că ai lângă tine oameni atât de importanți, că ai lângă tine familia, o familie atât de frumoasă, că i-ai pe domni și pe doamne profesori care te susțin și că ai atât de mulți prieteni și colegi care te iubesc. Este foarte important și încă o dată vă spun că sunt foarte mândră și bucuroasă că am putut să fiu și eu părtașă la acest eveniment important din viața ta. Eu te felicit și îmi doresc pe viitor să păstrăm o colaborare frumoasă și să ai în continuare o relație frumoasă cu biblioteca pentru a ne mai bucura și nouă zilele și existența noastră tumultoasă câteodată. Vă mulțumesc frumos încă o dată și acum o să-l invit pe domnul profesor Culiță Ioanu Șurelu să ne prezinte acest roman de excepție, cum l-a numit dumnealui, 12-lea ceas al elevei Eleanor Ingrid Chirila. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Stimați prieteni, ne bucurăm că suntem în compania dumneavoastră. De fapt, cam de mult n-am mai fost pe aici. Ba s-a lansat la teatru, ba nu știu unde. Și ne bucurăm că am revenit într-un mediu foarte plăcut, nouă, de celor care mai și citim și mai ales că gazdele noastre sunt întotdeauna binevoitoare cu noi, ne acceptă, mută, nu m-am mutat cărților ăstora, că ele erau pe centru aici, vă dați seama cât efort au depus. E bine, astăzi, aici, acum, se desfășoară un eveniment cultural de excepție. Lansăm o carte și nu orice carte, un roman, se numește Al 12-lea ceas și autoare, și aici e discuția mare, autoarea este un copil, un adolescent care a scris-o în clasa a noua. Și această adolescentă se numește Eleanor Chirilă, pe care vă rog să o felicitați și toată. Cine este Eleanor Chirilă? Este, am scris eu undeva, un chip frumos, un suflet pur și un talent mare. Mare, dacă în clasa nouă a scris un roman, vă dați seama când o să ajungă la vârsta mea câte biblioteci de astea vor sta în spatele ei, fiind opera ei. Un lucru extraordinar. Este elevă în clasa 10-a la secțiunea filologie a liceului Unirea, a Colegiului Național Unirea și are ca profesoară de limbă și literatură română, pe domnișoara Maria Zgăbârdici, lângă a venit o sprijine. Din carte observăm că eleva de 15-16 ani este un observator balzacian al vieții, intrând chiar în conflict prin scrisul ei, bineînțeles, cu Mircea Eliade, care a scris, ține minte, romanul adolescentului miop. Deci, tot despre un copil, tot despre un adolescent. Dar, repet, prin scrisul ei, Eleanor contrazice și mari scriitori ai lumii,
Giovanni Papini a scris un roman, a scris mai multe, dar unul, Un om sfârșit, de un pesimist îngrozitor. Ei bine, ce scrie Eleanor este din viața noastră reală, și cu bine, și cu rău. Ea le completează, pentru că viața așa e făcută, așa e dată de cel de sus, cu bunele și relele ei. Dar în același timp, o altă carte pentru copii, pentru adolescenți, Ulița copilăriei, a lui Ionel Teodoreanu, este contrazisă de ce scrie Eleanor. De ce? Pentru că acolo totul este lapte și miere, ori viața nu-i nici ca la Papini, numai rău, numai rău, numai rău, nici numai bine, numai miere și faguri peste tot. Ionel Teodoreanu, știm, a scris bine, ne-a înfrumusețat copilăria, dar ce acolo nu prea e adevărat. Sigur că nu întotdeauna în carte totul este adevărat. Este, bineînțeles, și ficțiune. În carte, dacă veți citi, veți vedea, există acolo o propoziție. Orice om are o dorință ascunsă. E bine, pe această propoziție, practic, se clădește cartea. Fiecare dintre noi are ceva, nu neapărat că nu trebuie declarat, ceva ce nu spune neapărat în public. Iar e un fel de schelă pe care se construiește acest roman, după cum ne spune propoziția respectivă. Iar personajele, ce să zic? Sunt personaje fantastice, personaje reale, personajele, ființele umane, sunt înconjurate de animale. Toate personajele acestea care înconjoară personajele umane sunt simbolice. Cioara, Elise, nu? Peștera, de acolo. Acestea sunt niște simboluri. Ce ar simboliza după noi cioara? Cioara care are șansa de a trăi 300 de ani. Vă dați seama, eu aș zice că simbolizează înțelepciunea. Alții spun că cioara simbolizează moartea. Alții spun că simbolizează veștile sinistre, veștile rele. Până a citi cartea Eleanor, sincer să fiu, eram supărat că literatura noastră nu are un viitor. Știind eu, din cariera mea de 50 de ani de profesor, că nu se prea citește. Nu se prea citește și copiii, dacă nu citesc, bineînțeles că nici nu scriu. Citind acest roman, mi-am dat seama că greșesc. Și, ca să fiu sincer până la capăt, am greșit de multe ori în acest sens și de multe ori niște exemple venite peste mine, din întâmplare sau nu, mi-au dat peste cap părerile mele pesimiste. De aceea astăzi sunt optimist. Literatura română este pe mâini bune. Literatura română are viitor. Dacă ca un caz ca Eleanor se va mai repeta, vor mai fi 3-4 în Focșani, 3-4 la București, 3-4. Literatura noastră se duce în sus, bineînțeles. Știind cât este de studioasă și de talentată, îmi exprim convingerea și credința în scrisul Eleanor, care sigur va avea un destin artistic mare, fericit. Dea Dumnezeu să am dreptate. De aceea
O mai felicit încă o dată și o aplaud. Și știi că suntem la capitolul discuții despre carte. O rog pe doamna domnișoara profesoară Maria Zgâbârlici, profesoara Fetei, să spună două vorbe. Profesoara Fetei. Fetei din față. Eu o cunosc pe Ele, o să-i spun Ele, pentru că așa m-am obișnuit eu să o numesc. O cunosc de 6 ani. Cred că mi-am dat seama că are talent de scriitor de la început, din clasa a 5-a, când am pornit școlărește cu olimpiadă. Că așa pornim noi de la școală. Undeva prin clasa a 6-a, 7-a, spre a 8-a, în perioada aceasta, a început să aibă curajul să-mi arate ceea ce scria. Timid, cred că erau niște povestioare, am citit chiar și câteva părți din ceea ce a devenit al 12-lea ceas. Încercam noi să facem o selecție de câteva fragmente pe care să le publicăm în revista școlii noastre, în revista noastră. Mă rog, a venit peste noi pandemia și s-a terminat cam toate evenimentele, inclusiv cele literare s-au sfârșit pentru o perioadă. Mă gândesc că am citit cartea de 2 ori, cred, de asta vară, de când am primit-o. Prima dată mă gândeam că aș face o analiză literară. Urmă mi-am dat seama că nu e ceea ce trebuie aici. Eventual, după ce vor citi și colegii lui Eleonor de la clasă, poate ne găsim o oră să facem o discuție, pentru că așa cum foarte bine spune domnul profesor Ușurelu, cartea chiar are potențial de scritură importantă, mare. Am eu așa un mic of de vorbitor de limbă română, că se văd foarte multe influențe ale limbii engleze, dar cu timpul sunt convinsă că se va debarasa de ele și o să scrie într-o curată limbă românească. Cum am văzut eu cartea, în câteva fraze? Cartea începe într-un stil realist, chiar așa, de Bleak House al lui Dickens. O lume a unor copii orfani, o lume grea, apăsătoare, și mă gândeam de ce o fi gândit Eleonor să debuteze așa, pentru că viața ei nu este deloc așa, e exact în capătul celălalt al existenței ei, o astfel de perspectivă. Dar m-am liniștit când am intrat în partea de basm, căci mie mi s-a părut că până la urmă al 12-lea ceas este un basm. Sau, nu știu dacă greșesc terminologic, dar astăzi se folosește termenul de fantasy, foarte drag elevilor de astăzi, care este și nu este chiar în spiritul basmului, așa cum suntem noi obișnuiți ca specie literară. Avem niște personaje, nu avem noi timp acum, nu știu dacă este locul, dar mie mi s-a părut că am găsit câte o trăsătură de-a lui Eleonor în fiecare dintre personajele create. Ce răzbate dincolo de toate este sensibilitatea și spiritul foarte fin de a observa și implicit de a descrie pe care îl are Ele. Și mi-a mai plăcut foarte mult un lucru, modul în care prezintă trăirile personajelor, reacțiile lor, în momentele foarte încărcate emoțional. O să citesc un foarte scurt
paragraf din această primă parte a romanului și mi-a mai plăcut ceva și o să vă citesc. O descriere a unui living. Dar să o luăm cu începutul. Stați să mă duc aici unde mi-am notat eu. Doar puțin o să citesc ca să nu vă stric. Zice așa, undeva pe la începutul paragrafului, capitolului al doilea, spune Eleanor, sau mă rog, spune naratorul. Dacă vă întrebați unde locuim, ei bine, nu departe de centrul orașului. Lângă catedrală există un loc micuț, retras, o clădire cu câteva etaje abandonate de cine știe când. Eu și frații mei ne aflăm la ultimul etaj, unde consideră rei că am fi mai în siguranță. Trix era încântată până peste cap de ideea că vom trăi la înălțime. Iubește să se uite pe fereastră, care e cei drept crăpată și să vadă luminile orașului. Din unele locuri poți vedea chiar și mulțimea grăbită și copiii care se aleargă în timp ce flutură smeie deasupra capetelor. Ce n-aș da să fiu și eu așa ca ei, fericit și fără griji. Evident, personajul narator, Ethan, încearcă cumva să-și creeze o lume alternativă la lumea foarte grea în care el și frații lui, ceilalți copii orfani, era obligat să supraviețuiască. Și din partea cealaltă, din partea de lume pur imaginară, mi-a plăcut foarte mult, spuneam, o descriere. Deși are un ton copilăros această descriere, acum o să folosesc un termen de la literatură, cred că elevii sunt familiarizați cu el, Eleanor utilizează foarte bine tehnica detaliului semnificativ și face asta într-un mod intuitiv, pentru că noi la școală abia acum am început să vorbim despre realism, despre tehnici balzaciene și așa mai departe. Deci ea este, cum să zic, novice în partea de teorie literară, ceea ce înseamnă că vine din talentul ei enormă pe care îl are în a scrie. Și spune așa. Pereții erau împodobiți cu luminițe de o parte și de alta. Coborul din sufragerie era verde, din lână, foarte moale și pufos. În stânga era bucătăria, destul de mică și dezordonată, se poate spune. Mai bine făceam curățenie noi acasă. În dreapta, sufrageria spațioasă, curată, de fapt foarte curată, aproape că strălucea, și podeaua. Perdelele erau albe, transparente. Pe masa din centrul încăperii, înconjurată de două canapele crem, se afla un bol plin cu alune și două mere roșii, extrem de mari, nu mai văzuse așa mărime până acum. Există un singur indiciu aici despre locuitorul livingului, și anume unul dintre personajele din partea de basma romanului, o veveriță. Nu știu de ce, dar cu acest personaj eu... Când am ajuns la partea în care apare, parcă am văzut-o pe Eleanor, nu neapărat Eleanor de astăzi, cât Eleanor de acum câțiva ani, când era mult mai jucăușă, adică era în copilăria ei târzie, între timp s-a mai interiorizat, mă rog, a început adolescența, o perioadă complicată, dar partea bună a vârstei pe care o trăiește acum este că a prins curaj în a se dedica scrisului. O felicit încă o dată. Ea știe că eu o voi susține până la capăt în tot demersul ei literar. Și vă încurajez, pentru că văd în sală dintre elevii mei și colegii lui Eleanor, vă încurajez măcar să încercați să scrieți, chiar dacă va fi o reușită sau nu, cu siguranță este un mod de a vă cunoaște mai bine pe voi și vă. Felicitările! Mulțumesc.
mulțumim domnișoare profesoară și rog pe domnul Radu Borșa, publicist și scriitor, să spună câteva vorbe despre carte. Mulțumesc, domnul Borșa. A spus aici și moderatorul și doamna director că simt o mare bucurie pentru evenimentul care se desfășoară astăzi. Aceeași bucurie o simt și eu, de trei ori. Odată când ne aflăm aici la bibliotecă, Casa Cărții, de unde luăm lumină, odată pentru că autorul este un personaj tânăr și a treia oară pentru că în sală se află foarte mulți tineri. Noi care am citit biblioteci de cărți la viața noastră, vă rugăm să citiți în continuare, să ajungeți să citiți dacă măcar un de rafturile prezente. Ce am descoperit la autoare? Într-adevăr, de prima dată citesc prefața sau postfața. Și pot să spun că domnul Ușurel a pătruns foarte bine în spiritul cărții, făcând aceste mențiuni de pe ultima pagină. Autoarea are într-adevăr o imaginație fabuloasă. Ia cinci puștani, cinci copii ai străzii cu vârste de la 11 la 13 ani, care trăiau în lumea lor foarte grea și de aici se desfășoară toată povestea ce fac acești copii cu viața lor. Sunt scurte povestioare, dar fac parte dintr-un tot. Nu sunt mesaje separate. E același mesaj de la început până la sfârșit. Oameni care trec, băieți, copii care trec prin toate etapele posibile, asigurându-și hrana, îmbrăcămintea, chiar niște condiții mai bune de locuit, inventează niște personaje formidabile. Unul dintre copii evadează, se duce într-un loc și ceilalți îl urmăresc să vadă unde ajung și îl caută pentru că era liderul lor, dar apare un personaj foarte interesant, fabulos. Un urs fiind profesor universitar. Nu m-a ajutat. Da? Înconjurat de un maldăr de cărți. O eminență. O scoică care traduce în toate limbile pământului ceea ce se discută acolo. Și fiind dumneavoastră, doamna profesoară, ați amintit de vedeța aia? Dați-mi voie să citesc un pasaj. Îl căutau pe liber. Și zice, citesc foarte puțin, la capitolul 13. Mi-am drez vocea, apoi am rostit ferb, după ce am sunat clopoțelul de lângă ușa din lemn a copacului. Bună dimineața! E cineva acasă? După ceva timp, un sunet metalic s-a auzit în spatele ușii, semnalând faptul că cineva tocmai a îndepărtat lacătul pentru a o deschide. Dintr-o tragere bruscă, ușa s-a deschis ușor și în fața mea s-a evit o veveriță cu o eșarfă roșie în jurul gâtului, îmbrăcată cu pantaloni albaștri de pijama, în caroor și șosete neasortate. Una de culoare albă și una de culoare roz. Arăta extrem de caragios, aproape că m-a bubnit râsul înainte ca măcar să fi spus ceva. M-am abținut, m-am adunat și am început să vorbesc. Curând însă am fost întrerupt. Mă scuzați de, ce faci la ora asta, tinere? Pe cine cauți? Mă întreabă viverița cu o voce groasă, aproape sunând ca cea mai fumătoare. Ca unei fumătoare, scuzați-mă. Sincer să fiu. Se uită la mine de sus până jos, de parcă mă critică subtil și îmi spune să plec mai repede, deoarece tocmai întrerupsesem somnul de frumusețe. Vedeți cât de frumos curge fraza, paragraful, descrierea bebeliției. Avea o șarpă așa pe care mai încolo spune că a dat-o așa peste gât, cum dau de obicei. Domnișoarele, dar și cele mai învăță, mă. Vreau să vă spun că sunt extrem de plăcut, surprins că am putut să citesc o asemenea carte. Este pentru prima dată când, evident că am citit la viața mea cărți pentru copii. Dar un copil scrie cărți acum. Da. Nu e carte pentru copii, dar este o carte scrisă și pentru noi maturi, ca să înțelegem niște lucruri din viața asta care este atât de complicată. Eu, având în vedere și profilul pe care îl urmează la Colegiul Național Unirea, și având în vedere faptul că majoritatea scriitorilor, cred că 80%, provin din rândul absolvenților de filologie, de istorie, de geografie, de științe umaniste în general, mai sunt și din alte domenii, special în medicina,
dar și matematicieni și ingineri mai scriu câte o carte. Eu îi prevăd un viitor. Evident, trebuie să-și urmărească scopul să termină facultate, iar hobby-ul acesta, dacă se poate, să fie, cum să spun, a doua meserie. Da. Poate cine știe. Veți ajunge un scriitor, un scriitor mare, da? Și veți preda ca un fel de hobby, ca să zic, la elevilor la limba și literatura română. Vă doresc succes și rog, tinerii, insist să citiți. Că cititul vă asigură cultura cu care vă descurcați pe toate meridianele lume. Vă mulțumesc! Foarte adevărat! Citiți, vă va schimba viața. Deveniți altfel de oameni. Altă terminologie în vorbire. Sunteți alții. Chiar dacă la început nu vă place, luați o carte mai activă, așa, mai cu suspansuri, să te provoace. Încet, încet veți citi. Eu la viața mea nu răspundeam nici la corespondență. Mi-era atât de silă să scriu, încât mă miram și eu, dom'le, chiar așa puturos să fii în viața asta? Ei bine, dacă am tot citit, la un moment dat s-a schimbat, dar cred că de undeva de sus, prima dată 100 de pagini, a doua oară 500, 1000, zeci de mii, sau hai să zicem, nu chiar zeci de mii, dar 5000 de pagini am scris. Din lenea aceea proverbială. Poate și vouă vi se întâmplă la fel. Dar numai trebuie să încercați și probabil cineva de sus vă va ajuta. Vă rog pe Diana Mocanu să citească și ea o pagină dintre cele care i-au plăcut. Blocat în propria agonie, nu știam încotro să o iau. Picioarele mi erau înfipte în pământ, inima îmi bătea cu putere, iar sângele îmi înghețase. Ușoara adierea vântului ce mânghia pielea mă făcea să tremur, însă nu știam dacă era doar frigul sau dacă intervenea și frica. Mintea mea era goală și nu-mi puteam reveni din starea aceea. Pur și simplu eram mort sufletește. Mi-am dat seama că m-am oprit din plâns, dar nu pentru că nu mai eram trist, ci pentru că toate sentimentele mele au fost șterse. Era ca și cum totul s-a oprit în corpul meu, creierul refuza să mai judece sau să mai dea sarcini. Ceva în mine s-a schimbat, însă nu știu ce și cum. Pentru o fracțiune de secundă puteam să jur că nu mai eram același băiat. Privirea mi era blurată, nu vedeam bine pe unde merg sau ce fac, dar am luat-o totuși într-o direcție, la întâmplare. Picioarele mi se împleticeau cu fiecare pas pe care îl făceam, gata să-mi pierd echilibrul. Ceva mă chema înspre pădurea deasă, de lângă râul de sticlă. Nu mi-înțelegeam acțiunile, nici gândurile, dar știam că trebuie să ajung acolo. Acolo unde, cred că vă întrebați? Acolo unde mă purta destinul. Doamna profesoară Ștefana Popa, îmi cunoaște și ea bine pe Roma, va spune câteva cuvinte. Constat cu bucurie că multe din lucrurile pe care le-am sesizat eu în urma lecturii cărții le-am sesizat și doamna profesoară și domnul docent. Pentru mine este o surpriză foarte plăcută acest debut de carte. Eu o cunosc pe Eleanor de la grădiniță, de mică. Bunicii sunt prietenii mei din copilărie, iar mama ei a copilărit cu copiii mei. Deci noi avem o relație foarte apropiată. Iar Eleanor s-a manifestat de mică ca un copil talentat. Ce mă surprinde pe mine la această carte? În primul rând, tema aleasă, viața copiilor străzi. Hai să fim serioși. Cine se apleacă asupra copiilor străzi? Nu. Nimeni. Absolut. Iată că ea, la vârsta ei, a sesizat că acolo sunt niște lucruri interesante de scos în evidență și
insistat să aducă în fața noastră a cititorilor și modul în care trăiesc, modul în care acești copii își duc traiul de zi cu zi, mă rog, acest grup, că sunt și alte modalități de... Acum, eu aș lua o școlărește, că na, asta am învățat toată viața. Aș vorbi întâi despre un narator. Un narator foarte interesant, Titan, care are și un nume, un narator la persoana întâi, care este și personaj și care, în care, iar Eleanor reușește să conducă de așa natură acțiunea, încât naratorul își are locul lui. El intervine din când în când, în acțiune, uneori mai des, alteori lasă celelalte personaje. Mi s-a părut foarte interesant această tehnică. Aș zice că această carte, dacă vorbim de personaje, de personajele pe care le-am enunțat mai devreme, constituie un model de prietenie. Adică o valoare umană alături de respect, de bunătate, de încredere. Prietenia, o valoare umană excepțională, ilustrată din plin de autoare. Inedite sunt și celelalte personaje. Vorbesc de regină, de urs, de Elize, de Cioara, profesoara de biologie. Deci, așa cum a menționat și doamna profesoară și eu m-am gândit la chestia asta, deci e așa un amestec între literatura care trebuie să fie veridică, că altfel nu se poate, dar și imaginația foarte bogată și foarte interesantă și intersecția aceasta dintre cele două domenii sunt extraordinar de bine realizate. Aș mai adăuga un lucru surprinzător și cred că nu numai pentru mine. Eu mărturisesc că am văzut manuscrisul după ce a scris Renoir. Și m-a impresionat maturitatea cu care conduce acțiunea. Este extraordinar, adică o elevă de 16 ani, fie ea și o elevă foarte bună și o elevă care a studiat și este capabilă să conducă acțiunea excepțional, te uimește cum duce firul și îl întoarce și face ce vrea ea cu personaje și cu locurile pe unde umblă. Aș mai spune că acești copii despre care vorbește ea sunt niște copii speciali prin destinul lor. Ei se comportă aproape ca niște adulți. Aproape, chiar ca niște adulți. Adică ei se ajută, nu se ceartă, se respectă unul pe altul, se interesează de soarta celuilalt. Foarte interesant. De asemenea, impresionează la romanul de față, felul cum curge acțiunea așa, curge pur și simplu, curge fără sincope și într-un mod frumos, clar, lin, o exprimare foarte bună, foarte bună, așa, ca firul mic aia, se duce din deci, m-a uimit, pur și simplu, și m-a surprins foarte plăcut. Da. Să ne zicem ceva. Ceea ce a semnalat și doamna profesoară de clasă, doamna profesoară este o obiect pe care îi iubesc din tot sufletul și să vă declar public lucrul ăsta. Așa, deși nu ne-am cunoscut până azi. Ne-am văzut ocazional, așa, da, la evenimente, da, școlare. Da.
Se remarcă de asemenea grija lui Elenoir pentru detalii semnificative, lucruri pe care le-ați. Și pasajul acela pe care l-ați dat dumneavoastră cu locul unde stăteau ei și așa, l-am selecționat și eu. De asemenea, pasajul cu ursul care își ridică ochelare câțiva centimetri, câțiva milimetri, pardon. V-am sesizat la un moment dat, acum poate să mă contrazică ce mă crede, că este și un fel de jertfă, de sacrificiu. Itan rămâne, deci nu reușește să treacă portalul, rămâne, ceilalți copii trec și făceam așa o gândire, o analogie cu poate prea mult spus, dar am putut să o spun, cu jertfa lui Iisus pentru oameni. Deși el cumva s-a sacrificat pentru prietenii lui. Ca să scurtez povestea când s-au spus celelalte lucruri, aș spune că recomand din suflet acest roman, care poate fi citit și de adulți, numai de copii, între 12 și 14 ani. Poate fi citit, eu l-am citit cu mare plăcere, de două ori ca și doamna profesoară, cu mare plăcere și aproape că nu puteam să las din mână. Știi? Mai citeam, eu mai citeam, hai să mai fac ceva, hai să mai citesc iar. Și o surpriză foarte, foarte plăcută și care oferă un viitor. Succes! Mulțumim, doamne profesoare, care ne-a emoționat, nu? Ce ne-a spus toate cele frumoase despre o fată frumoasă și talentată. Vă rog pe domnul scriitor Petrache Plopeanu să ne spună și doamnia sa câteva cuvinte. Mulțumesc! Eu aș vrea să vă vorbesc despre curaj. Curajul de a fi scriitor. Noi, cei aflați în fața voastră, a dumneavoastră, am spus voastră uitându-mă la adolescență, am spus noastră uitându-mă la ceilalți prezenți aici. Adică respectiv domnul Ioan Păriță Ușurelu, domnul Radu Boacea și eu. Noi știm ce înseamnă să fii scriitor, știm ce înseamnă să ai curajul de a fi scriitor. Curajul de a fi scriitor incumbă atât o perspectivă pozitivă. Curajul este o virtute, e o calitate. Dar în acest context al vieții scriitorului, curajul de a fi scriitor poate să fie uneori o nebunie. Și nebunia are părțile ei pozitive și părțile ei negative. Când spui că cineva a făcut pur și simplu un lucru teribil, o invenție teribilă, o creație nemaipomenită, datorită nebuniei care era sub fruntea sa, acela e un lucru pozitiv. Când spui că cineva a făcut o nebunie, o crimă, un șir de crime, acela e un lucru negativ. Rău. Te avolesc. Curajul de a fi scriitor înseamnă de a depăși câteva lucruri, câteva limite, de a te depăși pe tine. De câte ori nu am luat pixul sau tastatura și am început să scriem și am scris nu știu cât și după care am șters tot și am spus nu mai scriem niciodată. Și am revenit la el. De câte ori nu am scris o carte și am publicat-o ca după aceea să auzim
lucruri nu prea plăcute despre ce am scris noi. Și să ne reproșăm că am scris acea carte. Și să ne întrebăm ce ne-a apucat să scriem, ce ne-a apucat să devenim scriitori. Să știți că este un curaj acesta de a te apuca să scrii, de a începe să scrii. Și când spun aceste lucruri, nu le spun așa de circumstanță, că trebuie să vă spun ceva aici. Ci pentru că, într-adevăr, e un curaj nebun acela de a te apuca să scrii. Dar nu acesta este curajul cel mai nebunesc. Curajul nebun este să continui. Adică să știi că e nebunesc ceea ce faci și totuși să te încăpățânezi să scrii, să scrii într-una. Indiferent la invidiile pe care le provoci la ceilalți confrați, în ghilimele. Iar lumea aceasta a scriitorilor, să știți că este o lume teribil de încălcită. Cu invidii, cu sarcasme, cu laude prefăcute, cu comentarii artificiale și așa mai departe. Autoarea are un curaj nebun să înceapă să scrie, să vrea să scrie. Va trebui să știe ce o așteaptă. O așteaptă furcile caudine. O așteaptă Scila și Caribda. O așteaptă multe lucruri care să o facă la un moment dat să spună ce m-a apucat, ce m-a determinat, ce m-a făcut să încep să scriu. Nu era mai bine să mă fac farmacistă, să mă fac medic, stomatolog, să mă fac polițist? Da, e mai bine. Dar știți cum e? Dacă acolo în suflet arde ceva și oricât ai vrea să-l stingi, nu poți. Nu poți pentru că acel ceva este ceea ce îți oferă identitate. Dacă te regăsești în ceea ce scrii, cu bunele și cu relele, acela este datul tău să continui orice ar fi, să scrii în ciuda tuturora. Și să scrii pentru toată lumea. Să scrii pentru toți. Și să o faci din ce în ce mai bine, indiferent de ceea ce ți se spune. Eleanor parcă a anticipat într-un fel cu acest roman viitorul. În ce spun parcă l-a anticipat? Poate că acolo undeva în subconștientul ei a bănuit că lucrurile nu sunt chiar așa de frumoase precum par, apropo de scriitor și de scris. Și s-a grăbit cu acest roman să dezvăluie întreaga lume a ideilor pe care ea o are în mintea ei și în inima ei. Acest roman, de fapt, nu este unul singur, dragilor. În acest roman se găsesc toate proiectele de viitor ale autoarei. Sunt multe romane, sunt zeci de romane aici. De aceea apare din loc în loc, după acțiune, după dialog, după tot ceea ce se prezintă. Apare o prezentare de către autoare a ceea ce s-a mai întâmplat între timp, repede, repede, să se treacă la o altă scenă. Din fiecare asemenea comentariu putea să mai iasă un roman. Din cele 15-20 de rânduri mai putea să iasă un roman. Și așa mai departe. Deci această carte, acest roman, ar putea să fie foarte gros, exact cum este acea antologie pe care stimatul Ioan Curițoșurelu are acolo. Asta e surpriza de la urmă. Așa ar trebui să arate acest roman. Aici este o schiță a romanului care este în mintea autoarei. Regăsim aici lumea lui Lewis Carroll cu Alice în Țara Minunilor. Nu? Vă aduceți aminte
de iepurele veșnic grăbit, aici este un castor și multe alte personaje zoomorfe. Ne aducem aminte și de cronicile din Narnia, a lui Steve Lewis, care sigur sunt aici. E o lume altfel, o lume a unui fantastic serios, care, culmea, se petrece și în limba română, pentru că acolo se vorbește de Mihai Viteazu, de Unirea de 1600, se vorbește despre traducerea în limba română cu ajutorul acelei stoici. Eleanor nu este atrasă neapărat de orizonturile străine, chiar dacă, așa cum s-a spus aici, există anumite englezisme, dar aceste puține englezisme dau măsura românității ei. Și a faptului că ea scrie în limba română, dar sufletul ei gândește în limba română și în același timp ceea ce creează, creează în limba română. Aici avem un roman polifonic, pentru că aici este și vocea autoare. Chiar scrie, autoare. Ce spune autoarea? Viziunea lui Ray, viziunea lui Ethel. Și viziunea autoarei. Deci nu se ferește să participe la acțiune. Este chiar ea un personaj. Și acum vin la voi. Faceți această nebunie. Scrieți în fiecare zi o frază și continuați a doua zi, și a treia zi, și a patra zi, și a cincea zi, atât. Și după două luni, citiți tot. Să vedeți dacă vă place sau nu. Și să vedeți dacă nu cumva și voi veți spune și eu am fost în Arcadia, et ego in Arcadia. Arcadia noastră este lumea scrisului, pentru care noi suferim și pentru care noi ne bucurăm. Îi doresc și autoarei din față să sufere și să se bucure pentru scrisul ei. Și iată că am ajuns și la vinovata acestei întâlniri. Vinovata Eleanor Chirină, care înainte de a vorbi vreau să îi dăruiesc această cărămidă, o carte care înseamnă 208 scriitori de la Varlam încoace din Vrangea și în care este inclusă și Eleanor la pagina, e surpriză pentru ea, n-a văzut, la pagina 171 este Iada fără șapcă. Ediție revăzută și adăugită. Adăugită, da. Bună ziua! Bine ați venit! Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici, într-o zi atât de importantă pentru mine. Mulțumesc și invitaților pentru cuvintele frumoase adresate. Sunt cu adevărat onorată. Publicarea romanului al 12-lea ceas este pentru mine un vis devenit realitate. După întâlnirea cu Colegiul Național Unirea și în mod special cu domnișoara profesoară Zgău Vârtici, m-am îndrăgostit de limba și literatura română. În toți acești ani am cochetat cu scrisul, însă abia după finalizarea examenului clasei a 8-a am început să scriu primele rânduri, firesc fără să mă gândesc că va deveni o carte. Puțin câte puțin am prins drag de personaje, am prins drag de poveste și am continuat. Titlul, după cum puteți observa, se numește Al 12-lea ceas. Titlul face legătura dintre granița, dintre realitate și fantastic, dintre ceea ce suntem noi ca oameni și ceea ce vrem să fim. De asemenea, Al 12-lea ceas este timpul în care lumea se oprește pentru o secundă, în care trecutul este prezent și prezentul este viitorul. Tema romanului.
Romanul, în esență, este un roman alegorico-fantastic care dezvoltă povestea a 5 copii ce trec printr-o serie de întâmplări, într-un tărâm al perfecțiunii și al fericirii nemărginite. Experiențele prin care trec îi învață că ei nu pot avea încredere în oricine, nici măcar, din câte s-a spus, într-un urs cu blană stufoasă și ochelari sau într-o veveriță cu pijamale colorate. Finalul este unul deschis, din care fiecare cititor poate trage propria concluzie. Numele personajelor. Numele personajelor, când o să citiți cartea, o să vedeți că, deși întâmplarea se petrece în România, numele personajelor nu sunt românești. Ei bine, numele fiecăruia dintre noi reprezintă încărcătura noastră spirituală. Și astfel, numele personajelor au fost special alese pentru a reprezenta drumul lor în viață, pentru a reprezenta un posibil ghid spiritual sau, de ce nu, legătura cu divinitatea. Și acum urmează următoarea întrebare. De ce am ales ca personajele principale să fie copiii fără părinți? Pentru că ei sunt compătimiți de toată lumea și nimeni nu crede în puterile lor. Automat, viitorul lor este stabilit de societate, ca fiind unul nefericit. Însă eu am vrut ca personajele principale să fie reprezentanții acestei categorii, nu numai pentru a le da putere celor ce se află într-o astfel de situație, ci și pentru a-i face pe cititori să înțeleagă că nu contează statutul tău social, avuțiile tale sau felul în care trăiești. Atâta timp cât ești un om cu suflet și voință, destinul este cel pe care îl poți scrie tu. Vă mulțumesc foarte mult! Este romanul meu, al 12-lea ceas. Sper din suflet să citiți cu drag, să aveți o lectură ușoară și să vă lase o impresie bună. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și că v-ați făcut timp pentru mine. Da, mulțumim și noi că am avut, să zicem, șansa de a asista la nașterea unui scriitor. Și cine știe dacă nu este un mare scriitor. Să dea Dumnezeu să am dreptate. Vă mulțumim tuturor și vă mai așteptăm. Vă rugăm să scrie, să vă mai provoace la o astfel de întâlnire.